Stimați telespectatori, bună seara! Iată-ne la noua ediție a emisiunii Obiectiv Medical. Am aflat cu toții de posibilă apariția unei pandemii cu gripă porcină. Poate că ea va avea loc sau poate că nu. Mult mai probabil nu, pentru că cel puțin deocamdată virusul nu pare să fi selecționat o tulpină deosebit de agresivă. Dacă este să facem o comparație statistică între gripa porcină și epidemia de sindrom respirator acut sever, SRAS, din 2002-2003, putem observa că mortalitatea prin SRAS a fost de 10 ori mai mare decât cea datorată îmbolnăvirii cu virusul AH1N1. Totuși, pentru liniștea dumneavoastră, ca regulă generală, dacă v-ați întors recent din străinătate și prezentați simptomele unei gripe sau ați intrat în contact cu o persoană venită din altă țară și care este simptomatică, cel mai bine este să vă adresați clinicii de boli infecțioase, unde veți beneficia de un consult de specialitate. Și dacă acordăm atenție unei boli ce numără aproximativ 6.000 de îmbolnăviri confirmate raportat la întreaga populație a globului, ar fi benefic să discutăm și despre o boală ce numără aproximativ 24.000 de noi îmbolnăviri raportat pe an și raportat la România. Este vorba de tuberculoză. Tuberculoza este o realitate, după cum la fel de real este că, din păcate, continuăm să fim pe primul loc în Europa în ceea ce privește incidența TBC. Tehnic vorbind, tuberculoza este doar o boală infectocontagioasă produsă de o bacterie numită Mycobacterium tuberculosis. În realitate, această boală este un adevărat barometru socioeconomic. De ce afirm acest lucru? Pentru că infecția cu Mycobacterium tuberculosis nu înseamnă întotdeauna boală. Infecția există și în țările cu nivel de viață superior țării noastre, atâta doar că acei pacienți, acele persoane infectate, nu fac boală activă. Infecția inaparentă poate rămâne latentă în organism pentru un număr mare de ani, devenind activă atunci când condițiile organismului nostru îi permit să ne invadeze și să se dezvolte o boală activă. Cum și în ce mod, vom afla în această seară de la invitata emisiunii noastre, doamna dr. Marinela Gabor. Doamna doctor, bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Doamna doctor, veștile sunt îmbucurătoare. Discutând înainte de emisiune cu câțiva prieteni, m-au întrebat care va fi tema acestei și au zis despre tuberculoză. Și au zis, cum mai există? Deci, aparent, în populație, există senzația că tuberculoza nu mai este o boală de actualitate. Este adevărat sau nu? Din păcate, este o boală de actualitate. Avem destul de multe cazuri noi, cum ați și spus, raportat la România, la o populație de 22 de milioane de locuitori. Anual se descoperă între 22.000 și 24.000 de cazuri noi de tuberculoză, de noi îmbolnăviri. Care sunt sursele de infecție? Sunt aceleași și pentru copii și pentru adulți sau există discrepanțe? Sursa de infecție este omul bolnav de tuberculoză. Este o boală care afectează în special plămânii. 99% din îmbolnăviri sunt la nivelul plămânilor și transmiterea bolii este aeriană. Întotdeauna. Știți, mai de mult era la o vorbă, haideți să fierbem laptele înainte de a-l da la copii, să nu facă tuberculoză gastrică, pe tubul digestiv? Nu se prea recunoaște transmiterea digestivă sau cel puțin în ultimii ani nu s-a recunoscut transmiterea digestivă a bolii. Transmiterea aeriană este mai puternică. Practic, nu ne putem feri de un bolnav care tușește, strănută și transmite prin aer boala. Deci, practic, transmiterea prin alimente, prin lapte de vacă, vaca fiind animalul bolnav și sursa de infecție, nu s-a confirmat în timp. Aș dori să ne explicați ce se întâmplă cu bacteria după ce pătrunde în organism. Boala apare imediat sau poate exista și o perioadă de latență? Boala nu apare imediat în momentul în care bacteria pătrunde în organism. Aici aș vrea să fac o paranteză. Agentul microbian care determină boala, Mycobacterium tuberculosis sau mai popular bacilul Koch, are o proprietate aparte față de alte bacterii sau virusuri, se multiplică lent. Dacă la un virus este, vorbind apropo de virusul N1H1, care este recunoscut ca și virusul gripal, se multiplică la câteva ore, bacilul Koch se multiplică doar o dată pe zi. Astfel, are nevoie de mai mult timp
pentru a se multiplica și pentru a fi suficient pentru a produce boala. Deci pentru a exista o populație suficient de numeroasă de bacterii pentru a invada un organism. Spuneți-mi, vă rog, în această perioadă în care bacilul se multiplică în organismul nostru, suntem infectanți? Putem transmite boala? Nu. Nu, de obicei nu apar nici simptome. Această perioadă poate să dureze de la momentul infecției între 3-6 luni, medie 3 luni. Cam în 3 luni de la momentul infectant apar primele simptome ale bolii. Există o fază acută sau apare direct tablou clinic clasic? În marea majoritate a cazurilor nu apare un tablou clinic clasic. Da. De boală cronică. Niște semne nespecifice, cum ar fi scăderea apetitului, subfebrilitățile, transpirațiile, o tuse uscată, semne care nu dau prea mare, deci oamenii nu le dau prea mare importanță, sunt puse pe seama altor. Am răcit, am... Da, o secundă, permiteți-mi să vă întrerup. Haideți să discutăm despre aceste semne și simptome pe fundalul unor imagini sugestive. Colegii din regie, dacă ne puteți ajuta, vă rog. Noi între timp să continuăm discuția. Să sperăm că va începe și filmul. Deci, aceste semne și simptome nu sunt nici specifice și nici foarte, foarte deranjante. Se pot confunda cu alte semne sau simptome de alte boli, de exemplu o gripă, o pneumonie, dar durata acestor semne este mai mare, acestor simptome. Dacă, să zicem, la o îmbolnăvire virală, aceste semne apar și în câteva zile și durează câteva zile. La tuberculoză aceste semne persistă peste 3 săptămâni. Asta ar trebui să ne îngrijoreze, persistența acestor fără a evolua semne, spre agravare, da. Și nici spre vindecare. Și aceste semne nu trec la tratamentele obișnuite, antigripale sau la antibioticele obișnuite. Evident. Nu sunt pe fundalul acestor imagini s-a observat cum, într-un birou clasic, anonim, o persoană tușește. Este un birou destul de aglomerat și de aici putem trage o ideea care ar trebui concluzionată în urma acelor imagini, tuberculoza se transmite după un contact prelungit, da. În prezența acelei persoane bolnave de tuberculoză. Deci persoana care tușea este bolnavă de tuberculoză. Acesta este o nouă victimă care se întoarce în familie împreună cu bacilul Koch. Puteți descrie aici simptomele, deci este acea tuse, seacă. Aș vrea să spun și oamenii să nu fie speriați, deci la un simplu contact ocazional cu un bolnav de tuberculoză, da. O oră, două. Nu ne îmbolnăvim de tuberculoză. Trebuie să fim în contact cu acel bolnav cel puțin 2 săptămâni, timp de 3-4 ore pe zi, să stăm în preajma lui exact cum stăm noi două acum, la distanța de un metru sau mai aproape, ca să ne îmbolnăvim de tuberculoză. Da. Bineînțeles, există și excepții de la această regulă. Sunt anumiți bolnavi care au tratamente imunosupresive, cum ar fi bolnavi care primesc corticoterapie prelungită sau bolnavi care sunt în fază de boli eruptive, cum ar fi varicela, rujeola, sunt boli anergizante sau care au sistemul imunitar prăbușit, ei se pot îmbolnăvi și la un contact de scurtă durată. Sunt mai vulnerabili. De mai scurtă durată, da? Deci nu este... Acum se observă, sau încearcă actorii să... E vorba totuși de actor, nu de personaje reale, să sugereze un alt simptom al tuberculozei, deci putem chiar semn, scăderea în greutate. Da. Cât de marcată și cât de rapidă? Scăderea în greutate nu este foarte marcată, este dată mai mult de lipsa poftei de mâncare, dar în timp, în luni de zile, se poate ajunge chiar la 10-20 de kilograme în minus. Deci se topește, se usucă pe picioare, vorba unui pacient de al meu. Te usuci pe picioare, simți că Poetic. Nu ai putere și te usuci pe picioare. Da. În aceste imagini, pacientul încearcă să ocolească
cabinetul medical și se adresează direct farmacistei, farmacista fiind o doamnă cu suflet bun, cum sunt de toate farmaciste, da? De ce să le acuzăm? Asta este, sunt niște persoane drăguțe, încearcă să-l ajute pe acest pacient cu tuberculoză, dându-i un antitusiv și un antibiotic. Acestea nu vor avea efect, pacientul va continua să prezinte aceste simptome în ciuda tratamentului. Este un film deosebit de realist, deci îl vedem în continuare tușind noaptea. Tusa este mai mult nocturnă sau diurnă? Transpirațiile, am înțeles că sunt transpirațiile nocturne. Sunt nocturne. Tusea este practic la cel mai mic efort. Începe dimineața, este mai mult diurnă decât nocturnă. În filme s-a speculat foarte mult acea tuse sanguină. Da, da, este un simptom alarmant al tuberculozei când apare expectorația cu sânge sau hemoptizia, cum îi spunem noi, înseamnă că boala este destul de avansată și este nevoie să te prezinți de urgență la medic pentru că se poate agrava și cu o asemenea hemoptizie omul poate să decedeze. Poate rapid, să fie și fatală? Da. Depinde și da, ceva de sânge da, se rupe. Deci acea scurgere de sânge este dată de eroziunea unei vaselor de sânge de către aceste caverne TBC. Aici pacientul primește sfatul colegilor de serviciu exasperați de acea tuse continuă. Între timp se observă că din birou lipsește primul personaj, prima persoană care a tușit, care între care, timp s-a de internat. Fapt, era sursa de infecție. Da, sursa de infecție. Știa că are tuberculoză. Nu și-a anunțat colegii și se mai întâmplă. Uitați-vă ce birou aglomerat. Deci da, un factor favorizant al tuberculozei este aglomerația. Ca să nu de la locul de muncă pentru și de acasă. Vă dați seama, locuințele supraaglomerate unde sunt 6-7 persoane într-una sau două camere, ce aglomerație de... O rugăminte la dumneavoastră. Este această imagine oarecum tendențioasă sau este reală? În sensul că tuberculoza este un stigmat al sărăciei sau poate fi foarte bine făcută și de către o persoană bine situată material? Este mai mult un stigmat al neglijenței, zic eu. Bineînțeles, și oamenii săraci este predominantă la cei săraci, dar sunt și oameni... La cei bogați, da, nu? Mai avem o menajeră, o bună... Da, un profesor de sport, o maseză, exact, o cosmeticiană care poate să transmită, o barmaniță, de exemplu. Da, plus că să fim serioși, în lumea un bună, ospătar. Este la modă să și arăți bine și dieta cea mai simplă este prin înfometare. Da. Ori înfometarea este echivalentul biologic al subnutriției și este un factor favorizant. Da. Și este, aș menționa și această alergătură pentru a câștiga, pentru a-și menține un nivel economic, munca în două, trei părți, care practic anulează odihna și un regim de viață sănătos. Nu se respectă acel regim pe care îl spuneau vechii medici pe care îl recomandăm și noi oamenilor, regim de viață, 8 ore muncă, 8 ore odihnă, somn și 8 ore alte activități. Dedicate vieții personale și nu profesiei. Da. Am înțeles. Cu această intervenție, haideți să discutăm despre factorii ce favorizează apariția infecției active. Poate că ar trebui înainte totuși să subliniem faptul că în momentul în care inhalăm acel bacil Koch, nu suntem neapărat condamnați. O persoană sănătoasă are un sistem imun care poate să-l țină sub supresie o anumită perioadă de timp, destul de îndelungată și nu este o problemă. Dar, dacă din diferite motive sistemul nostru imun cedează, bacilul Koch va profita și va declanșa o tuberculoză activă. Ați enumerat acel surmenaj fizic și psihic specific persoanelor carieriste care se concentrează doar pe carieră fără a-și acorda timp și pentru relaxare. Nu este nimic rău să fii carierist cu condiția ca măcar un weekend sau periodic să-ți permiți o ședință spa, un fotbal cu prietenii,
un concediu cu copii, nu? În special o alimentație și o odihnă sănătoasă. Da, într-adevăr, acesta ar fi un... Vârstele active sunt expuse, persoanele între 20 și 40 de ani sunt cei mai expuși. Nu neglijăm vârstele extreme, vârstnicii, bătrânii, care deja au fost infectați cu tuberculoză, probabil în tinerețe, și din cauza bătrâneții și a degradării organismului pot să reactiveze boala, și copiii, care sunt de fapt victimele adulților. Aș vrea să fac o paranteză aici. Copiii nu sunt de obicei contagioși, ei sunt infectați de un adult. Copiii, în general, sunt victimele adulților. Ei nu transmit boala decât în cazuri speciale, în faze foarte avansate și în prezența unor imunodepresii, de exemplu, infecția HIV. Am înțeles. Deci, în concluzie, dacă într-o școală... Marea majoritate a copiilor sunt necontagioși, deci nu trebuie luați ca și cum ei ar îmbolnăvi alți copii. Nu copiii sunt vinovați pentru transmisia bolii, sunt adulții care nu se controlează și își neglijează simptomele. Deci, practic, dacă într-o școală apare un copil, un caz de copil cu tuberculoză, ceilalți copii se pot juca liniștiți cu acesta. Și recomandăm părinților să nu izoleze să nu te joci cu gingel, că am auzit că are tuberculoză. Da, să nu ieși tu. Pentru că nu e cazul. Aș vrea să amintesc aici adolescenții și în special adolescentele care țin cure de slăbire, vor să arate top modele și își neglijează foarte mult alimentația, deci mănâncă foarte puțin, nu se odihnesc, nu fac mișcare și apelează în special la fumat ca să-și mențină silueta. Fumatul fiind și el un factor foarte important de risc. Da. Fumatul și, bineînțeles, consumul de alcool. Cum să zicem că adolescenții, sau cel puțin sunt eu prea optimistă, să zicem că nu consumă atât de mult alcool cât de mult fumează. Da. Sau este mai frecvent fumatul în rândul adolescenților decât alcoolismul cronic. Da. Acum ce fac ei pe la o petrecere pe acolo, chiar nu vreau să intru la mărunte. Da, și au un organism mai tânăr și mai rezistent la alcool. Bun, deci adolescențele sunt mai expuse datorită... Datorită acestor cure de slăbire... Practic, prin înfometare și expunerii, pentru că această înfometare duce la slăbirea rezistenței organismului, la slăbirea imunității și, bineînțeles, este recunoscută și această vârstă ftiziogenă, noi o numim, la adolescenți între 12 și 18 ani, în care pot apare cazuri destul de grave de tuberculoză. Și la acești adolescenți sunt foarte multe cazuri contagioase. Deci, la adolescenți, spre deosebire de copilul mic, tuberculoza seamănă foarte mult cu a adultului. Deci, se transformă în tuberculoză cavitară și sunt contagioși acești copii. Deci, elevii de liceu pot fi contagioși. Am înțeles. Vom discuta despre conduita bolnavului de tuberculoză pe fundal unui nou film, colegii din regie, vă rog, al doilea film, și între timp noi să discutăm ce face un bolnav de tuberculoză sau, mă rog, o persoană care are aceste simptome deranjante până la urmă, care persistă în timp, ce trebuie să facă? Pasul 1, să meargă la medicul de familie. Da, e bine spus, ce face sau ce ar trebui să facă. Ce face de obicei acest bolnav? Merge la farmacie. Dar ce ar trebui să facă? Oamenii nu ar trebui să-și neglijeze simptomele acestea, dar nici să nu le exagereze. Pentru orice durere de spate, pentru orice tuse ușoară, pentru orice afecțiune gripală, să își facă un control radiologic sau... Aceste simptome trebuie să persiste în timp, să se uite puțin în jurul lor, dacă sunt persoane care tușesc de mult timp și nu au fost la medic, să-i îndrume spre medic și împreună cu ei să-și facă un control medical. Controlul constă într-un examen clinic amănunțit, o anamneză, o discuție cu medicul și, bineînțeles, un examen bacteriologic al sputei și un examen radiologic care confirmă prezența acestei boli. Acest consult complet are loc în cabinetul medicului de familie sau în cabinetul medicului pneumolog?
În mod normal ar trebui să aibă loc în cabinetul medicului de familie. Medicul de familie ar trebui să îndrume pacientul către medicul specialist. Aș vrea să fac o paranteză. Tuberculoza pulmonară este destul de săracă în simptome, deci medicul de familie ascultă plămânii acestui pacient și nu prea aude nimic. Dar vede acel și, dar vede paloarea, aude anemici, tusia, da? Vede tusia, poate să întrebe dacă mai sunt persoane, dacă a slăbit în ultimul timp, deci el poate recunoaște aceste simptome îngrijorătoare ale bolii și să-l îndrume spre un examen de specialitate. Eventual un contact cu un pacient TBC, dacă există o anamneză, dacă nu, nu. De exemplu, în cazul acestui pacient, el în momentul acesta încă nu știa că avea un coleg de birou bolnav de tuberculoză. Va afla doar după internare. Să presupunem că această persoană, aici este reprezentat momentul recoltării sputei, autorecoltării. Da, așa se și procedează, autorecoltarea într-o cameră supravegheată. Vom vedea de și un cadru medical, da, prin geam. Da, pentru că uneori se pot falsifica aceste spute. Acum nu, dar mai de mult era tendința, sunt anumiți bolnavi care profită de existența acestei boli pentru a-și prelungi o pensionare, de exemplu, sau pentru deci din motive materiale? Da, din așa motive cum am spus, materiale. Tuberculoza este un stigmat al sărăciei. Da, câteodată. Aici este prelucrată sputa într-un laborator. În Târgu Mureș avem laborator specializat pe Bacilul Koch. Este un oraș sau municipiu privilegiat pentru că are o experiență bogată, ca să nu zic o colecție impresionantă de tulpini. Trebuie să fii specializat pentru a-l vizualiza microscopic, pentru că altfel poate scăpa unui examen microscopic. Da, dar există și confirmarea prin cultură, să știți. Dar confirmarea de aur este într-adevăr prin cultura. Dar nu în toate laboratoarele se face. Vreau să spun nu că trebuie o dotare din acest specială. Județ, da? În anumite orașe din acest județ se face doar microscopie, nu se mai face și cultură. Ce a scăpat la microscopie, asta este. Într-adevăr, pentru că, așa cum ați spus dumneavoastră, este nevoie de o dotare specială. Pacienții suspecți, totuși, care sunt negativi la microscopie, sunt îndrumați spre Târgu Mureș, unde, așa cum am spus, există o clinică cu personal specializat atât pe partea clinică, pe radiologie, cât și pe laborator. Deci, practic, din toate unghiurile. Să continuăm. Aici este descris momentul în care este anunțată familia. Bineînțeles, aș vrea să menționez puțin despre riscul transformării infecției în boală. Cum am spus, contactul este aproape peste tot. Orice om este infectat, aproape fiecare este infectat cu acest bacil Koch. Dar deci numai în panică, la un adult sănătos, doar 10% din cei care au luat contact cu bacilul Koch dezvoltă boala. Deci 90% din persoane rămân infectate, dar nu sunt bolnave. La adult. La copil, riscul de transmitere a infecției în boală este mult mai mare din cauza nedezvoltării sistemului imunitar. La copilul până la un an, practic, un copil din doi face boala. Din momentul infecției. Din momentul infecției. Bine, eu și-au acea perioadă de creștere explozivă în care organismul trimite toate nutrimentele pentru a construi os, mușchi și atunci poate sistemul imunitar să rămână deficitar. Da, între 2 și 4 ani, practic, un copil din 4 face boala și riscul scade odată cu trecerea în vârstă, ajungând la un adolescent, de exemplu, unul din 8 fac boala, iar la adulți, unul din 10 se îmbolnăvesc. Cu acești factori de risc care i-am enumerat. Am înțeles. După ce s-a stabilit diagnosticul de tuberculoză, aici ne referim la tuberculoza primară, tuberculoza pulmonară și nu discutăm de formele secundare, tuberculoză osoasă, renală, care sunt mult mai rare, mult mai greu de diagnosticat. Dar nu le vom vedea în această emisiune. Ce trebuie să facă acel pacient? Pacientul din film se internează. Da. E bine? Este obligatorie internarea și pentru izolare și pentru investigații.
în special să se poată face niște investigații corecte și pentru testarea la tratament, pentru începerea tratamentului. Da, în această imagine este prezentată reacția familiei. Doamna se duce la o vrăjitoare ca să-i vindece soțul. Nu este o metodă de tratament recomandată, patentată și nici eficientă. Deci, tratamentul tuberculozei se face în spital, cu medicamente și fără ajutorul clarvăzătoarelor. O boală gravă dată de un microb, de un microorganism, nu trece cu tratamente naturiste și nici vrăjitorești. Se vindecă doar cu un tratament antibiotic bine stabilit, în doze corespunzătoare, ca să poată anihila acest microb care, v-am spus, este leneș, este dorman și leneș, se persistă și atunci și tratamentul durează destul de mult, durează între 6 luni și 8 luni, un tratament clasic de tuberculoză, un prim tratament. Dar există și părți bune, în sensul că tratamentul presupune doar tablete, nu și injecții. Deci nu cumva să creadă cineva că pacienții trebuie să urmeze un tratament injectabil pe o perioadă de 6 luni, pentru că atunci am descurajat pe telespectator, și că de asemenea acest tratament este gratuit. Da, dar este gratuit inclusiv la neasigurați. Deci neasigurații nu trebuie să-și facă probleme că nu își pot permite un tratament complet. Deci, tuberculoza este considerată o problemă prioritară de sănătate, publică, și beneficiază de un program aparte care asigură gratuitate tuturor pacienților. Este decontată și investigarea, și examinarea, și tratamentul, și dispensarizarea. Deci acele persoane care consideră... Și inclusiv spitalizarea. Și spitalizarea, și este inclus și controlul familiei, să zicem. Deci dacă o persoană vrea să se asigure, este obligatoriu. Este chiar obligatoriu. Da, da. Pentru că în familie mai pot exista cazuri și alte cazuri. Da? Și acestea de asemenea sunt gratuite. Pentru că, așa cum am spus, poate să fie vorba de persoane cu un statut economic mai scăzut, li se spune că vor urma un tratament de 6 luni, bineînțeles că se gândesc, dar de unde atâția bani? Plus, există și posibilitatea ca între timp să-și piardă locul de muncă și atunci cu atât mai mult nu își permit acei bani. Vestea bună este că totul în România, persoanele cu tuberculoză beneficiază de un concediu medical pe toată perioada tratamentului. Da, plătit 100%. Plătit 100%. Și aș vrea să fac un apel și familiei și colegilor de muncă, aceste persoane să nu fie marginalizate, trebuie ajutate să se vindece, pentru că sunt niște victime ale unei boli și trebuie să aibă tot sprijinul familiei și a prietenilor ca să se poată vindeca. Asta nu exclude controlul contactilor și grija față de propria persoană, ca să nu luăm și noi boala. Nu trebuie deci marginalizat, dar totuși să nu îi împingem la margine sau nu poate fi un motiv de divorț. Spitalizarea este obligatorie pentru a separa acești bolnavi de familie, de colegi, deci pentru a diminua contagiozitatea, care poate dura între 3 săptămâni sau 2 luni, în funcție de cât de avansată este boala. În general, în 3 săptămâni riscul de contagiozitate scade foarte mult, se apropie de zero, dar pentru a fi sigur este bine să stea izolați cam 2 luni. Da, și mai trebuie făcut o paranteză. Din păcate, există și pacienți care întrerup tratamentul. Da. Iar tulpinile, bacteriile cu care ei s-au îmbolnăvit, devin rezistente la antibioticele administrate, astfel că există și în România, dar și în restul arilor geografice, tulpini de Mycobacterium tuberculosis multidrog rezistente. Și atunci e bine pacientul să fie internat pentru a se vedea reactivitatea față de tratament, pentru că nu se știe în momentul internării dacă el a fost infectat cu o tulpină multidrog rezistentă sau sensibilă. Este într-adevăr îngrijorătoare această tuberculoză multidrog rezistentă. În lume sunt foarte multe cazuri, în special în țările sărace, în India, în Africa, la cei cu multiple abandonuri terapeutice,
și rezultatele tratamentului unei asemenea forme de tuberculoză sunt mult mai reduse. Dacă o tuberculoză la un caz nou, depistat nou, șansele de vindecare cresc peste 85-90%, se apropie de 100%, la o tuberculoză chimiorezistentă, șansele de vindecare scad sub 25%. Cea mai optimistă statistică. În cea mai optimistă statistică. Un studiu a arătat că se poate încerca un tratament chirurgical dacă nu e diseminat. Deci dacă tuberculoza este încă localizată, se poate îndepărta un lob pulmonar, lobul în care este. Să nu mai vorbim de prelungirea tratamentului în cazul unei tuberculoze chimiorezistente la 18-24 de luni. Și eficacitatea tuberculostaticelor de rezervă este mult scăzută față de cele clasice care le folosim în tratamentul clasic. Dar sunt până la ultimul colac de salvare. Bineînțeles. De asta fac un apel tuturor bolnavilor să nu-și abandoneze tratamentul, chiar dacă s-au urât de pumnul acela de pastile. Până la urmă și nu efectele secundare. Da, și chiar dacă mai simt greață când văd pastilele alea și nu mai vor să le ia, să le ia, pentru că numai așa se poate asigura vindecarea bolii și stăpânirea epidemiei și a bolii. Haideți să vedem și a treia parte a filmului. De această dată vă rog colegii din regie să filmul să aibă și sonorul propriu. Primele două părți sonorul a fost acoperit de discuție, pentru că altfel emisiunea asta ar fi prelungit mult prea mult. Aici vom vedea reacția societății. Ia uite-te! La întâlnirea cu bolnavul. O pisică, e puraș. Filmul este realizat. Hai să luăm un taxi. Ce ați făcut? Vreți? Ia. Sunteți liber? Ai fost internat la spitalul ăsta de aici? Da. Nu sunt liber. Ce-i postele? Vino și mie. Am probleme cu stomacul. Mi-e silă să iau pastilele astea fiecare zi. Știu și eu. Nu-i mai nu știu dacă vezi că-ți fac rău. Greutatea e bună. Atât aveam și înainte să mă îmbolnăvesc. Te poți îmbrăca. Domnul doctor, vroiam să vă întreb dacă trebuie să mai iau pastilele alea, că mă cam doare burta de la ele. Sigur că le iei. În niciun caz nu trebuie întrerupt tratamentul. Mi-e lehamite de tratamentul ăsta de nu pot să vă spun. Costele, tratamentul nu este ușor, dar eu zic că merită să ai răbdare ca să te faci bine. Nu, dacă trebuie le iau ca la carte. Hai că le mâncăm împreună în pauză. Mergem la o bere după? Costele, te rog să nu mai stai lângă mine. Eu nu vreau să mă îmbolnăvesc. Am și eu familie. Sunt vindecat de tot. N-am cum să vă dau boala. Am și hârtie de la doctor. Costele, ar fi bine să te muți la birou din colț. E mult mai bine pentru toți. Bine, mă! Poți să intru? Ce faci, Sandule? Cum te mai simți? Hai că ai să te faci bine. Hai să te faci bine. Am fost pe la serviciu. Toți colegii te așteaptă.
Salut! Nu te-am văzut de 1000 de ani. Care-i treaba? Sunt murdar pe mâini. De aia nu stau mâna. Costele, am auzit că ești bolnav. Nu. Am avut ceva la plămân, dar mi-a trecut. Tuberculoză? Ce ai avut? Nu tuberculoză. Nu știu exact cum îi spune, dar știu sigur că nu era tuberculoză. Bine, mă, Costele. Mă bucur că te-am văzut. Ia vine să-ți arăt ceva. Asta? Auzi, lasă-l pe tata în pace, da? Hai că nu se simte bine, da? Ena. Te rog. Hai. Bine. Nu e bine să te joci cu el, da? Alo? Alo, doctore? Doctore? Știu că domn doctor a zis că nu se ia, dar oricum, faza bună trece prin mergea grea. Mai bine să stea deoparte. Păi. Cam acesta a fost filmul despre tuberculoză, despre istoria unui bolnav ipotetic de tuberculoză. Timpul afectat emisiunii apropiindu-se de sfârșit, haideți să încercăm să concluzionăm câteva idei referitoare la această boală. Deci, prima concluzie ar fi că această boală încă n-a dispărut, ea există. Vestea bună e că boala nu este foarte, foarte agresivă. Pentru a deveni manifestă, după momentul infecției, e nevoie de o prăbușire a sistemului nostru imunitar, prăbușirea care poate să apară obiectiv în urma unor boli asociate sau datorită nouă prin stilul nostru de viață nesănătos. Astfel că o metodă de prevenție a acestei boli este un stil de viață sănătos, o nutriție sănătoasă și evitarea fumatului, da, evitarea fumatului, alcoolului, a vieții bune, cum s-ar spune. A vieții bune. În cazul în care totuși ne-am îmbolnăvit, trebuie să ne adresăm medicului și să urmăm tratamentul așa cum este recomandat, corect și complet. Doamnă doctor, ultimul cuvânt al emisiunii va aparține. Un tratament corect și complet previne reîmbolnăvirea. Este cea mai bună profilaxie a opririi contagiosității acestei boli. Acest tratament, cum s-a spus, este gratuit. Și eficient în marea majoritate a cazurilor, deci în aproape toate cazurile de tuberculoză, bineînțeles există și excepții, dar eficiența este dovedită nu de un an, doi, ci de practic 100 de ani de experiență de când s-a descoperit acest bacil Koch, de atunci se lucrează și pentru un vaccin eficient și pentru un tratament eficient. Am înțeles. Doamnă doctor, vă mulțumesc pentru toate informațiile oferite. Vă mai aștept în studio și cu alte teme pentru alte emisiuni viitoare. Stimați telespectatori, emisiunea noastră se încheie aici. Ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. O seară plăcută tuturor!